Mie pe care aș îndrăzni să o calific drept adunarea unei familii. O adunare pe care nu o organizăm astăzi pentru prima dată și pe care nu vom înceta de altfel să o organizăm nici în anii care urmează. Astăzi este Ziua Armatei Române. O zi importantă din multe motive, o zi în care ne amintim care a fost rolul istoric al Armatei Române în toate momentele importante ale națiunii și ale statului român, începând din perioada în care abia înmugurea în sânul poporului român ideea unei națiuni politice și a unui stat, până la momentul Unirii Principatelor, a independenței țării, a României Mari și în perioada contemporană a integrării țării noastre în Alianța Nord-Atlantică și mai târziu în Uniunea Europeană. De-a lungul tuturor acestor etape, Armata Română a fost unul dintre stâlpii neamului, națiunii, statului român, continuă să fie până astăzi, iar încrederea pe care sondajele nu încetează să o arate pentru Armata Română confirmă rolul pe care această instituție, repet, fundamentală pentru noi, continuă să o aibă. În al doilea rând, în această zi e potrivit să ne amintim de cei care în Armata Română, în momentele cele mai grele ale națiunii române, au fost la datorie și au plătit prețul cel mai greu pe care un om îl poate plăti, cu propria viață, pentru viața celor care s-au încredințat lor și puterilor de sacrificiu.